Știrea zilei în presa de azi vine de la cea care pregătește jurnaliștii de mâine. Profesoara Elena Abrudan a scris în declarația sa de avere că primește 18.000 de euro pe lună. Până la urmă, suma este mult mai mică. E o greșeală de redactare. Am scris greșit, a precizat Elena Abrudan. Declarația de avere revăzută a profesorului Elena Abrudan arată că ea câștigă lunar 1.800 de euro, cu un zero mai puțin decât scrisese inițial. Chiar și așa, lider al clasamentului lefurilor rămâne tot un clujean, profesorul Dumitru Matiș, decan al Facultății de Științe Economice și Gestiune Afacerilor. Matiș are un venit lunar de 7.840 de euro. Locul al doilea este ocupat de prodecanul ATS București Ion Popa, care câștigă lunar 7.546 de euro, în vreme ce ultimul loc de pe podium îi revine tot unui profesor de la UBB. Este vorba de Dacia Mușata Bințințan Bocoș, directorul Institutului de Pregătire Didactică și al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, care adună lunar 6.886 de euro. Money.ro a comparat veniturile nete anual încasate de profesorii de la universitățile de stat din România în anul fiscal 2010. Doar din activități didactice și de cercetare la universitățile publice în care activează și din evaluări ARACIS.